Bine ați venit într-un nou podcast, Generația lui John. Suntem iar într-o zi de luni și mulți dintre noi avem tot soiul de gânduri. Unele sunt pozitive, altele sunt negative, însă ne și confruntăm cu probleme reale, cum ar fi anxietate, depresie, obezitate, plus COVID-ul ăsta de care nu prea scăpăm, nu atât de ușor pe cât ne-am fi gândit probabil acum ceva luni. Alături de mine o super invitată care ne va da o stare de bine, e vorba de Nicoleta Mocanu. Nico, bine ai venit în podcast. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Bună ziua. Am niște emoții teribile, Bună. Nu știu, deci îmi transmit și stare de bine, dar și foarte multe emoții. E un concept nou podcastul acesta și mă bucur că încă putem să facem acest lucru așa, față în față, chiar dacă stăm la distanță. Pe scurt despre tine, pentru că apoi o să avem foarte multe subiecte de escaladat. Sunt instructor fitness aerobic pentru mai multe discipline. Am adus în orașul nostru, de când am deschis primul studio exclusiv pentru femei și copii, foarte multe tipuri de antrenament cu accesorii diverse, tocmai pentru a face o plăcere din clasa respectivă de mișcare, indiferent de vârstă, persoană, și de fapt totul ar trebui să fie o plăcere atunci când te gândești la binele tău. Și ar trebui să abordăm această mișcare de întreținere măcar săptămânal pentru a obține starea de bine despre care toți vorbim, dar mai greu o atingem. Ești și mămică, ești și soție, ești și instructor, faci o grămadă de acțiuni și ești foarte implicat în comunitate, ai o asociație, se numește Întoarce-te la sport. Da? Asta înseamnă că tu chiar îți dorești stare de bine chiar dacă suntem în plină pandemie. Cum faci? Ce faci tu, concret? Dacă eu nu aș fi simțit această stare de bine și mesajul Întoarce-te la sport este valabil pentru oricine, se referă strict la elemente de bază pe care le putem face pornind de la o respirație controlată, mai ales în perioada asta în care noi ne aflăm. O hidratare optimă, uite că am primit aici un pahar cu apă și vă mulțumesc. Așa. Deci primele, cele mai simple chestii care contează par și greu de făcut și nu se aplică. E important, mai multe persoane spun știu, dar nu și aplicăm. Deci e diferență între a ști teoretic și a aplica și a simți beneficiile. Trebuie să facem cu consecvență, iar efectele unei motivații știm că nu durează decât dacă le facem zilnic. E ca și spălatul, nu? Ca și dușul sau spălatul pe dinți. Sunt niște lucruri obligatorii pe care în primă fază nu le facem pentru că avem noi o plăcere, însă pe termen lung bănuiesc că e vorba despre... Devine obișnuință. E vorba și despre un rezultat. Da. Eu stau cam prost cu apa. Chiar mă gândeam acum în timp ce ai spus povestea asta. Trebuie să mâncăm apa și să bem mâncare, știi? Cum? De să mâncăm apa, mâncăm adică apa. Eu poți să faci chestia, nu te rog. Arată-mi și mie, către toți cei care ne privesc, deci acum mănânci. Nu trebuie să bei foarte... Atunci când ți-e sete, de fapt, e o stare a corpului de deshidratare. Nu trebuie să ajungi la acea senzație de sete cumplită. Mi-e sete și... Nu? Pentru că mai mulți tineri și nu numai, beau orice lichid, mai puțin apă, normal că hidratarea optimă nu se produce, nu? Nu mai mâncăm, nu consumăm nici suficiente legume sau fructe din care ne putem lua apa organică. Ar fi indicat să mâncăm legume proaspete, nu? Dar nu se mai întâmplă asta. Depinde și sursa de unde cumpărăm aceste legume. Dar apa, care este un element simplu, și pe care nu prea îl apreciem, pentru că îl avem oricum, nu? Este o hrană esențială. Din 10 senzații de foame, 8 sunt de sete. Și când bem sucuri carbogazoase, cum e? Dezastru. Un pH de 2,5 în care, dacă apa mărilor ar atinge acest pH, toți peștii ar muri. Deci, hai să vedem ce se întâmplă când consumăm un lichid acid. Asta este un pic, trebuie să ne informăm. Toate aceste informații sunt la discreție pe Google, pe YouTube. Dacă vezi documentarul Water, este și tradus în limba română, n-ai cum să nu te hidratezi cu apă. Înainte de a te întreba cum anume ai început tu tot acest tratament pentru viață, dacă îl pot numi așa, hai să intrăm rapid pe telefon, că m-ai întrebat unde se întâmplă toată această nebunie. Intră pe Observatorul Prahovean. Vă mulțumim că urmăriți acest podcast
și dă de veste către toți prietenii că suntem acum live și suntem într-o stare de bine. Sunt absolut convins că oamenii te recunosc și pe stradă, pentru că ești activă. Indiferent de cât de tare cu pandemia, uite asta, trebuie să dai încet acum. Dă-l încet de tot. Așa. Sunt detalii de astea tehnice. Uite ce rapid te-ai mișcat. Wow. Și poți să le dai de veste tuturor. Da, gata, am înțeles. Acum prietenii tăi vor ști cum ai început tu tot acest proces al stării tale de bine, pentru că hai să fim serioși, ne e greu în această perioadă să zâmbim. Ne e greu să mai credem în, nu știu, ziua de mâine sau în finalul acestei pandemii. Da, greul este perceput diferit și starea de bine pe care ne-o inducem prin a face ceva cu plăcere ne ajută să putem să mergem mai departe și să percepem cât mai puțin din acest rău care se întâmplă, tocmai pentru că tu îți aduci o stare de bine prin respirație, prin puțină mișcare. O facem și online. Nu mai avem scuze să spunem, nu mă pot duce în studio. Ok, ești acasă, îți faci locul tău intim de mișcare și deja se întâmplă asta. Din martie eu lucrez și în Zoom cu persoane care își doresc să facă asta măcar de 3 ori pe săptămână. Și depinde foarte mult de ceea ce ne propunem să gândim, da? Deci dacă noi ne lăsăm și privim știri negative, au mai murit atâția sau nu, e important cum ne creștem noi imunitatea, ce facem pentru noi ca să fim bine. Dacă nu faci nimic, nu poți să te aștepți la schimbări. De 3 ori pe săptămână, spui tu, să facem bine mișcare. Wow. Da. Dar avem telemuncă, avem școală, nu avem online. Timp. Da. Totul se întâmplă în fața unui laptop. Antrenamentul poate fi și scurt, de 30 de minute, eficient, dar trebuie să știi ce să faci. Și pentru asta suntem noi, instructorii, pregătiți să învățăm pe oricine, indiferent de vârstă, de posibilitatea de a face sau nu mișcare. Sunt persoane care nu au voie să facă un anumit tip de sport și îl practică, dar își fac rău prin mișcare. Nu? Ce faci într-o zi în care nu ai chef, în care nu ai motivație? Asta este, se poate mai întreba pe mine ce fac eu. Da, ce faci chef. Tu, Nicoleta Mocanu. Eu am simțit că în momentul în care începe antrenamentul, auzi muzica și simți ritmul și persoanele care sunt prezente în Zoom sau în studio pentru tine, practic asta îți dă putere să mergi mai departe. Nu există, nu am chef, pentru că îmi place ceea ce fac. Deci, și asta am transmis-o și celor care practică antrenamentele cu mine și cu echipa mea, să vină de plăcere la mișcare, pentru că nu e nimic greu. În timpul antrenamentului, da, avem un moment pe care trebuie să-l depășești, pentru că altfel nu ai obține rezultat sau nu ai evoluat. Dar la o clasă de Nirvana Fitness înveți să respiri corect, înveți cum să dozezi emoțiile, frica, panica și, apropo de stres, ansietate și obezitate, pornind de la simplele exerciții de respirație, accelerezi metabolismul și începe procesul de slăbire. N-ai avut niciun moment în pandemie, când eram toți în carantină, un moment din ăsta în care să îți ieși din fire, să pară că lucrurile sunt absolut, nu știu, fără control, că o luăm razna? Da, eu am avut și eu astfel de momente și m-am simțit cumva amenințată de mintea mea, pentru că, de fapt, toate aceste probleme singur ni le inducem. Și am lucrat în sensul acesta, m-am înconjurat de persoanele de care am nevoie ca să simt că energia mea este cât mai bună și, de fapt, prin acest Zoom, atunci când nu puteam ieși deloc din casă, noi ne-am creat și am continuat cu această comunitate online. Fiecare în casa ei, am făcut și party online, am făcut și workshop-uri pe nutriție cu invitații de la Palazzo Italia, ne-a explicat cum să gătim, cum să ne fie bine. Am făcut și cu Adriana Bagunțeanu o mică intervenție pe dezvoltare personală. Deci, fetele, de fapt, abia așteaptă să se conecteze și la început de săptămână anunțăm tot ceea ce se întâmplă în săptămâna asta, care urmează, și în mediul online. Hai să dăm un exemplu. Ce se întâmplă? În seara aceasta, la ora 7, avem clasa de Nirvana Fitness online și toată lumea se programează
Deci trebuie să se programeze la tine, după ca care să primească linkul de conectare. Mm-hmm. Da? E un serviciu pe care și-l poate permite oricine sau... Da, e... este 60 de ron pe lună și poți să intri de câte ori vrei la mișcare și susții și un copil să facă mișcare gratis. Adică? Pentru că povestea asociației noastre este aceasta. Ne dorim ca orice copil cu vârsta până la 14 ani să poată să facă mișcare cu noi gratuit. Și toate activitățile pe care le faceam în școli cu școala altfel, acum s-au transferat în mediul online și facem școala altfel și online. Deci stau la dispoziția oricărui profesor sau învățător. Dacă își dorește să avem activități de mișcare în Zoom de data aceasta, pentru că nu ne putem vedea fizic, să îmi scrie și răspund cu plăcere unor astfel de acțiuni. Și conectez foarte bine copiii la mișcare, facem și terapie prin râs, dar care, ai să te miri, este mai bine percepută și mai bine practicată de adulți decât de copii, pentru că ei oricum râd. Și noi învățăm de la copii... Să știi că eu am văzut o chestie mai puțin plăcută pentru societatea în care trăim. Am fost într-un magazin, evident toată lumea cu măști, am văzut un copilaș, era suficient de mic încât să nu poarte mască. Eu i-am zâmbit. Eu chiar am zâmbit așa cu ochii. Dar se uită la mine un pic ciudat. Nu știu dacă nu m-a perceput sau n-a reușit să găsească zâmbetul în ochi, dar zic ok, cred că pandemia ne-a mai stricat un pic. Ne-a mai transformat. Cum reușești cu școala online? Cum faci cu cei mici? Cum le spui că e important în perioada asta să stea acasă, să nu se vadă cu toți prietenii? Recunosc că aici, într-adevăr, cel puțin cu Nicolas, care este clasa a doua, având și programul de așa natură încât să nu pot fi mereu lângă el atunci când are școala online, am scăpat, simt că nu este în regulă deloc, deci trebuie să fie un părinte lângă un copil de vârsta lui, să urmărească dacă este acolo prezent și dacă nu deschide alte pagini, nu? El îmi spune nu, dar posibil să fie pe jocurile preferate și trebuie să faci o cheltuială, de fapt e o investiție suplimentară, să-l duci în extra timp la pregătire și să exact acolo, de fapt, unde l-am dus pe Nicolas înainte să ajung la tine. Dar probleme, și-a uitat cărțile, trebuia să fie cineva lângă el, să-i le pune în ghiozdan, deci... Cred că am trecut cu toții prin astfel de momente, mă refer să mai uiți ceva, însă n-am trecut cu toții prin pandemie. Doamna învățătoare, căreia pe această cale chiar îi mulțumesc, este foarte răbdătoare și s-a adaptat foarte bine cu tot sistemul ăsta de online. N-a fost deloc ușor nici pentru dânsa să-i și liniștească în timpul clasei, vorbesc fiecare toți odată, trebuie să-și și închidă microfoanele, deci e foarte greu și nu știu cum fac... majoritatea părinților. Nu e greu. Păi uite, ne uităm la tine și învățăm de la tine. Păi ți-am zis că și eu am o problemă, cel puțin cu Nicola. Sofia, având 13 ani, e diferit, se descurcă și norocul meu că ea e după amiază și Nicola de dimineață, dar da, să sperăm că revenim în curând fizic la școală, pentru că, de fapt, noi trebuie să ne creștem imunitatea. Copilașii oricum au nevoie de exercițiu fizic, de mișcare. O putem face în toate școlile care, nu, toate au teren, chiar dacă a sosit sezonul rece, putem la distanțare suficient de bună să facem activități măcar de 10 minuțele. Așa este și cu terapia prin râs pentru adulți. 10 minute de râs susținut, fiziologic măsurat, echivalează cu 30 de minute de exercițiu aerobic. Și dacă mai spui și număr de calorii, deja am încet să spun, gata, vreau să zâmbesc mai des, vreau să fie mai bine. Mai mult ca să slăbesc. Tu ești optimistă și spui că vom reveni la normal. Da. E predicția că se întâmplă după ianuarie sau tu crezi că e un pic mai devreme? Nu, eu chiar dacă sunt optimistă, știu că vor urma câțiva ani foarte grei. Câțiva ani? Tu zici, stai că din stare eu de bine mi-ai dat o stare de anxietate groaznică, deci nu mai pot. Nu ai de ce, pentru că, de fapt, starea de bine este aici, a ta, și apoi cu cei din jur. Deci nu poți să faci la nivel macro ceva ce alții nu percep sau nici măcar nu te aud. Da? Dar... lucrând în cercuri concentrice, cât mai apropiate de nucleul care ești tu, cel mai important, așa reușești să măcar să oferi celor din jur din ceea ce faci tu ca să ai starea asta. Știi? Dacă eu nu sunt bine, cum pot să vă spun vouă, oameni buni,
respirați, pentru că ne antrenăm plămânii și poți să suporți mai ușor orice viroză, orice răceală. Eu, din experiența mea, o spun. Dacă eu n-aș practica și nu aș fi bine eu, n-aș avea cum să... De exemplu, un studio mi-am achiziționat acum, pentru că mereu trebuie să investești, un cub, se numește imunocub, cel cu ozon, și este singurul care face ca aerul din încăpere, apa și alimentele să fie, deci sterilizează din aer orice prezența oricărui virus, inclusiv prin ceea ce trecem. Așa că, în studio, sunt sigură că nu am cum să păstrez niciun pericol al celui care ne amenință la orice pas. Dar trebuie să înveți să nu-ți lași nici frica să te doboare. Pentru că pe fondul fricii scade sistemul imunitar și te poți îmbogăți cu orice, îmbogăți în ghilimele, orice afecțiune. Mă gândesc să nu o dăm nici în extrema în care suntem mult prea curajoși sau avem așa un soi de stare de bine... un bine exagerat. Credem că nu se întâmplă nimic. Binele exagerat e bine să fie. Nu, adică, uite, știu, înțelegi, e și faza cu, uite, dar să cu fim masca. În siguranță. Asta zic, să fim în siguranță. Sunt unii oameni care nu vor să poarte masca în exterior, chiar dacă e obligatorie, pentru că li se pare că masca e o botniță. E o... înseamnă că suntem supuși. Forma aceasta nu trebuie să o luăm, dar eu, de exemplu, pe masca mea pun uleiuri esențiale naturale 100% și inspir acele uleiuri care îmi dau starea de bine. E important cum porți masca. Și, într-adevăr, să compensezi acea lipsă de oxigenare, pentru că te limitează la aportul de oxigen în cor, cu o ședință în capsula de oxigenare. Merg la hiperbar oxigenare. De ce mă duc? Pentru că am nevoie de asta, nu? Deci nu trebuie să-mi spună cineva sau să mă împingă de la spate. De ce dacă și mă hidratez corect? Pentru că am nevoie de hidratare optimă. De ce fac în sensul ăsta? În felul ăsta îmi păstrez starea de imunitate. Și de aici pornește și toată încrederea mea. Eu de aceea vorbesc cu toată lumea din jur să facem ceva. Pentru că depinde de noi. Dacă eu nu fac, cum să mă aștept să fiu bine? Sau copilul din jurul meu mă consideră rea și... Bine, uneori părinții sunt răi, știi că... Pentru că eu sunt cea care zi de zi repet același lucru, dar sunt convinsă că acolo undeva în subconștient rămân și acolo și când sunt singur fac ceea ce trebuie. Da. Eu cred că le dai foarte mult curaj. Dacă te doare spatele, nu poți să ai stare de bine și atunci nu prea știi ce să faci. Păi eu cunosc, am și colegi kinetoterapeuți, am și recomandări, dar după ce colegul meu îmi spune da, poate să facă mișcare, deci nu poți să faci mișcare dacă tu ai probleme deja prezente. Hai să recuperăm și apoi să condiționăm și să performăm. Asta este soluția. Dar trebuie să știm ce să facem. Și poate că am primit informația, dar ne punând-o în practică, n-am simțit nimic. Și atunci ce pot să spun? Păi tot mă doare spatele, dar ce ai făcut pentru asta? E atât de simplu, deci stă la dispoziția oricui și nu costă o avere. Decât să ajungi să cheltuiești, de fapt, pentru a-ți recupera sănătatea, mai bine investești în prevenție și ești mai bine cu siguranță. Eu când te ascult pe tine, eu sunt de acord cu ce spui tu. Și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc acum sau ceva mai târziu, zic, da, e logic, așa te doare, te duci, îți faci tratamentul și te simți mai bine. Ar fi bine nu dar atunci care... când te doare, să când... nu ajung la durere. Dar după ce spatele trebuie să te doară ca să te duci undeva să-ți faci ceva, altfel zicea, mă, că n-am nevoie de asta. Nu e chiar ca la dentist. Acum. Însă, de ce după ce gândim o astfel de acțiune, totuși ceva ne spune, las, că trece de la sine, n-am timp. Care e explicația? Da, timp sigur nu avem, dar trebuie să-l găsim și depinde cum îl prioritizăm. Eu dacă vreau să am unghii frumoase, îmi fac timp și mă duc mai nou la manicură cu gel din trestie de zahăr. Așa. Am aflat și eu. Am luat legătura cu singura din Ploiești care face și vine și ea la antrenament la noi și mi-a făcut această manicură. Dar de ce am luat această opțiune? Ca să nu mai fac rău prin diverse substanțe chimice, să-mi arate și foarte bine unghiile și să am eu starea de bine, nu? Cum prinde? Cu trestie de zahăr? Da, gelul este confecționat în Africa de Sud din trestie de zahăr. Este bio-organic. Nu se folosesc freze și nu mai fac rău
unghii. Te gândești până la unghie. Deci la tine starea de bine până la unghie. Adică, doamne, deci unghiuța trebuie să se simtă bine. O femeie trebuie să aibă un stilist potrivit care să-i cunoască stilul, caracterul și modul de a se manifesta și atunci prietenul meu Bogdan întotdeauna îmi schimbă starea. Deci lucrează numai cu spatele la oglindă. Deci dacă tu mergi la el, da? Bine, nu prea, nu cred că el e specializat pe așa. Femei și coafiuri și toate cele, doar la final te uiți în oglindă. Deci nu deci știi chiar ce te lași pe mâinile. Da, absolut. Așa am pățit acum 12 ani când l-am cunoscut. Și am fost super încântată când m-am uitat în oglindă. Deci, da, ai așa o reacție. Deci, a fost o schimbare radicală? Și, da. Și el e unic în sensul ăsta. Deci eu asta spun, că în orice ai vrea tu, în orice domeniu, trebuie să-ți găsești un specialist care să ți se potrivească, să poți să comunici cu acel specialist. Poate să fie și medic. Eu am prietene în grupul nostru care practică Nirvana și este medic-oncolog. Alina, o salut pe calea asta. Și îmi spune, Nico, dacă n-aș face asta, crede-mă că aș fi foarte rău prin câte vede și trece, nu? Medic-oncolog. Dar face respirație, face postură, o face online, într-adevăr. Nu a mai putut să vină și a zis, nu vreau să vă expun pe voi unui risc, prefer să rămân acasă și continuă. Avem 70 plus, doamne, Steluța, Coculescu. Sunt persoane care... Da, nu ne spune vârsta exactă, dar zice am 70 plus. Oameni care vin să facă mișcare, da, să respire corect. Da, sunt dependenți de acea stare de bine. Și îmi zice Steluța, mă întreabă medicul, cum, nu luați nicio pastilă, niciun medicament? Nu! Da, chiar și... e o perspectivă bună dacă ne gândim la oamenii care pot face mișcare dacă își doresc. Nu a primit asta de la cineva, a făcut ea ceva pentru asta. Deci asta spun, că și e un asta exemplu nu e pentru mine. Toată lumea, adică nu toată lumea ar trebui să... Dar tu alegi, eu aleg, altcineva nu. Alege să stea la televizor, mâncăm popcorn și ne uităm la seriale. Da, și eu o mai fac din când în când, că îmi schimbă starea și am nevoie chiar... de a viziona un film bun, chiar simt nevoia. Dar nu prea am găsit timpul necesar și oricum mă bucur mult de ceea ce fac. Pentru mine bucuria pe care o primesc este atunci când cei cu care interacționez sunt mai fericiți decât mine. Deci, adică tu vrei să-i faci pe ceilalți să fie bine și apoi practic prin starea lor de bine te faci și cel mai bine. Mult acum și aș vrea să mă ajuți, apelez la tine așa. Să activăm cât mai mulți copii la mișcare. Sunt prea mult blocați pe școala online și acasă și pe jocuri și ce mai au ei activitate în mediul online, că nu mai fac mișcare. Păi și ce să fac? Hai să ne încare apelul tău. Păi nu știu, hai să le dăm niște premii, să facem ceva. Și eu fac cu ei mișcare, dar hai să mediatizăm. Să... Deci părinții practic să susțină cumva activitatea copiilor, măcar să mai vorbim la inspectoratul școlar. Nu știu. Tu ai niște idei foarte bune și este extraordinar că... online, că nu ne putem întâlni fizic. Tot în online, eu sunt de acord cu tine. Iarnă, dar cum îl scoți pe copil din fața... De fapt, nu, cum îl ridici pe copil de pe scaun, că el va rămâne tot în fața unui ecran, da, s-a întâmplat. Ca să facă mișcare. Dar în mod organizat, cu clasa, da. Pentru că este obligatoriu, avem școala altfel sau nu neapărat, avem o activitate special anunțat. Toți copiii sunt obligați și atunci eu mă ocup de a-i acapara, de a porni motorașul. Deci tu pentru practic că ești... Pentru că îi pot să caute niște creionașe în casă, niște linguri de lemn, pun muzică românească și facem fednul. Și imediat tu ai făcut treaba asta până acum? Am făcut deja. Și are rezultate? Are rezultate, dar eu vreau să fie cât mai des făcută. Deci mai să afle și cât să mai, mai mulți. Multă dar mai găsim vreo Nico Fitness? Pe Nico Matei o găsim. Adică, tu poți să fii în mai multe locuri în același timp? Online? Nu online. Că tu nu o să ai timp mereu să faci tu toată treaba asta. Uneori e bine să o dai mai departe, da. Să înveți niște oameni, iar ei să se conecteze pe Zoom sau în realitate și să facă cu cei mici mișcare. Păi eu stau la dispoziția oricui își dorește. Cu drag. Pentru că chiar mi-a scris cineva din Austria, care e colega mea Nirvana Fine, și m-a întrebat, Nico, cum faci cu Zoom-ul? Că la mine când se aude muzica, nu se mai aude vocea. Când se aude vocea, așa. L-am contactat pe prietenul nostru Vlad Petre și el m-a învățat cum să fac. Și apropo de achiziționări, microfoane și toate cele, am și cască, am și mixer, am tot ce-mi trebuie. Și am învățat din opțiunile Zoom-ului așa. Să ajung acasă ca și cum aș fi în real time. Mă aud bine, aud bine muzica și... E o interacțiune super faină.
Eu cred că tu ești pe nișa corectă. Nu știu, asta e părerea pe care o am eu despre tine și tot ce ai făcut până acum de-a lungul timpului, în ultimii, cred că 10 ani, dacă stau bine de tot să mă gândesc, sunt ani în care tu ai investit și în tine și în comunitate și rezultatele, asta nu se va opri. Și rezultatele încep să se vadă ușor, ușor, mai ales acum în pandemie. Da. Hai să facem un exercițiu. Să spunem că de pe data de 7 decembrie, da, Doamne ferește, n-aș vrea să fie așa. E fain, cum ai spus, după Moș Nicolae. După Moș Nicolae. Avem și alegeri și multe alte lucruri. Să spunem că din păcate se anunță carantină totală și suntem obligați să stăm cu toții în casă. Care crezi că ar trebui să fie reacția noastră? Cum am putea noi să ne pregătim pe interior ca la exterior să dăm semnale bune, să dăm semnale de stare de bine? Carantină totală. Izolați, mai puțin bani, probabil și mai mult, da, și mai mult stres, rata de șomaj crescută, etc. Deci aceste probleme directe, clare, cu lipsa banilor, nu știu, poate chiar disponibilizări, într-adevăr pot lovi pe oricine și imediat să ajungă în depresie sau chiar și mai grave situații. Eu ceea ce pot să garantez este că, de fapt, chiar atunci când îți este foarte greu, dacă alegi să zâmbești sau să faci ceva care îți dă starea de bine, mă refer direct din creier, da? Endorfine, serotonină, oxitocină, toți acești hormoni, noi nu-i mai avem ne oferindu-ne plăcere din alte chestii, nu? Mm-hmm. Și atunci ce se secretă cel mai mult? Hormonul de stres. Acesta, de fapt, ne... Te refer la cortizol sau la... Mă refer la cortizol, da. Uh-huh. Și acest hormon de stres, cu cât e în cantități mai mari secretat, cu atât starea ta n-are cum să fie de bine. Și simbioza asta între fizic, mental și emoțional este cea mai importantă. Dacă eu sunt bine fizic, degeaba dacă nu aici am problemă și mereu îmi este frică sau teamă sau, nu știu, nu empatizez cu persoanele, nu sunt sociabilă, fizicul la un moment dat o să... Se resimt. Bun, ce facem prima dată? S-a anunțat că intrăm în carantină. Ce facem? Păi, mâine să mă trezesc. Ce fac? Da, în primul rând trebuie să păstrăm această, părerea mea, unitatea familiei, uniune. Cât mai aproape de oamenii dragi, de familie. Cu cei dragi te poți îmbrățișa. Chiar ieri vorbeam cu Cerasela Rogen, m-am întâlnit în București, urmează să facem niște acțiuni împreună. Este speaker motivațional și pe dezvoltare personală. Și spunea că este îngrozitor auzind un copil care a spus nu mă duc la bunica că nu vreau să o omor, ceva de genul. Adică acel copil, ce a reținut este că dacă se duce la bunica și o îmbrățișează, riscă să moară bunica. Este îngrozitor, este deși există devastator un risc, pentru un deși copil. Există un risc vis-a-vis de o astfel de acțiune. Și atunci ce facem? Eu traducem altfel toată această intenție. Mi-aș dori să îmi îmbrățișez oamenii dragi, dar îi protejez. Eu asta spun, că nu asta este o îmbrățișare cu siguranță. Tu spui că mesajul e întrerupt. Eu spun că dacă că dragostea e întreruptă frecvența, de... dacă ne ridicăm frecvența așa corpului energetic prin tot ceea ce faci pe stare de bine, nu are cum să se întâmple, să se atingă de tine un virus care are frecvență joasă. Nu rezonează, da, bine, dar este adevărat. Nu am văzut asta, nu da. Știu. Eu zic să nu mă îmbrățișez cu persoanele străine sau să nu mă e mai apropii de cei ăsta cu care nu știi pe unde au umblat. Dar însă dacă familia e importantă să în momentul în care noi suntem departe de bunici și ne ducem la ei și până ajungem noi la ei ne mai intersectăm cu alți oameni, există un risc. Apropo, da, de carantina, eu am situații, am auzit de persoane din jurul meu mai în vârstă care au trecut fiind depistați pozitiv cu bine, având și alte afecțiuni. Deci nu putem generaliza. Cunoști pe cineva în familia ta care... Da, da? Mai depărtate ca rude, soț și soție au trecut amândoi în urmă cu ceva timp și sunt cineva bine, din acum familie dar sau mai în vârstă. Dar mai în vârstă care au decedat din cauza COVID-ului? Nu. Deci, eu da. Da? Da. Bine, avea și altă afecțiune. Știi că sau nici mai contează, nici mai contează. I-ar avea... da plămânii. Eu am pe cineva din grup și poate să mărturisească, Valentina, aș fi spus, cred că dacă nu mergeam la spital, acum experiența ei asta a fost și ne-a mărturisit, aș fi fost mai bine dacă aș fi rămas acasă și a fost singura din salonul ăla care nu a fost conectată la aparat de respirație,
Tocmai pentru că și-a însușit dreptul de a spune, a făcut în online Nirvana din martie, de când eram noi închiși de tot. Că eu încă atunci mă puneam la punct cu... Nici nu știam ce la Zoom. Și a zis, cred că datorită acestor exerciții de respirație, eu n-am avut nevoie de aparat de oxigen. Un alt caz concret al prietenei mele este că soțul ei face oxigenare zi de zi, de două ori intră în capsulă singur și cineva din jurul lui, nu știu exact cine, un amic cu care intrase în contact, a avut și el absolut nimic. Deci, cu siguranță respirația asta ajută, ajută, da, la ceva. Clar. Bun, mai avem foarte puțin din, da, din acest podcast și atunci te întreb așa. Zi-mi dacă ai un mentor. Cineva care te inspiră pe tine, de la care îți culegi, nu știu, criticile, laudele, orice. Am mai mulți. Unul, vreau să-mi alegi unul singur să-mi spui. Da, e o bună prietenă, Elisabeta Gelber se numește. Și așa. Pentru mine e un exemplu de urmat, pentru că, de fapt, este o stare de bine total în jurul ei, chiar dacă metodele ei sunt acestea, cu gonguri astrale și boluri tibetane. Folosește sunet, vibrație, dar am cunoscut-o și ca om și ca acțiunea ei în jurul ei și o apreciez foarte mult și îi urmez sfaturile. Ultima carte citită care te-a inspirat foarte mult pe tine? Am mai multe începute. Așa. Și mai mult în domeniu... Nu contează domeniul. Domeniul care ție îți place. Păi ultima și la care lucrez este una de parenting. Am fost la un curs și așa, consider că am mai multe de învățat, dar e încă în proces de... Știi cine a scris-o sau cum se numește, da, exact? Da, de la... Stai că-mi scap acum. Am înscris la cursul respectiv. E foarte renumită. O să-mi aduc aminte și... E din România? Că... Da. E, are și un format, ceva? Da, e totul cu, e online. E cu zurli cu asta? Cu... Nu. Hai că mai, deci m-ai făcut curios, serios, da, adică trebuie să-ți spui treaba asta. Bine, un mesaj pe scurt pentru cei care ne-au urmărit și e o sugestie așa. Lasă-ți amprenta asupra acestui podcast. Alege ceea ce privești, ceea ce auzi, ceea ce inspiri și... Fa alegerea potrivită. Asta vreau să spun, că depinde de noi, nu de altcineva. Mm-hmm. Întotdeauna e mai ușor să dai vina că n-am avut timp, cineva nu m-a lăsat, ceva mi s-a întâmplat. E foarte simplu și atunci tu te simți în confort cu asta. Dar sunt sigură că tot ceea ce pot să fac eu depinde doar de mine. Dacă nu fac, nu e nimeni altcineva responsabil decât eu. Îmi place ce spui. Nicoleta Mocanu, Nico Fitness. Nico, mulțumim tare mult pentru mulțumesc prezența în acest podcast. Eu. Succes! Te rugăm să ne transmiți în continuare stare de bine, să ne ajuți, așa cum nu poți tu, să ne înveți să respirăm din ce în ce mai corect și să treacă nebunia asta odată, să ajungem într-un punct în care să reușim să mergem către libertate și să apreciem ceva mai bine și mai aproape de momentul nostru de conștientizare versus ce aveam înainte prin februarie-martie. Ne auzim. Nu uităm să spunem mulțumesc. Să spunem mulțumesc, Nico, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la acest podcast. Ne auzim lunea viitoare de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere. La revedere.